2022 pare că va aduce multe evenimente la Constanța. Pe lângă faptul că au început lucrările la cazinou și după vestea bună pe care Compania Națională de Investiții a dat-o la sfârșitul săptămânii trecute, în legătură cu începerea lucrărilor la noua sală polivalentă de la Malul Mării, iată că municipalitatea dă o rază de speranță sportului constanțean. Prin urmare, zona Badea Cârțean va fi transformată în întregime. Investiția în viitoarea sală. Lucrurile acum sunt într-o linie dreaptă și sunt convins că în 2022 echipele noastre favorite de handbal, de volei, multe sporturi, le știți, basket, vor avea o nouă casă, o casă bine meritată, o casă de care Constanța are nevoie, o casă a sportului, iar întreaga zonă, care oricum renaște, sunt convins că va îmbrățișa și sportul alături de spațiile verzi. Tot în această zonă va veni și bazinul de înot, pentru că lucrurile sunt ca într-un joc de domino. Nu aveam cum să facem bazinul de înot dacă nu știam unde e sala polivalentă, de ce putere avem nevoie, ce cubaje de apă, de ventilații și așa mai departe. Se ridică la aproximativ 67,9 milioane de lei, iar obiectivul urmează să fie încheiat în 2022. Clădirea va avea demisol, parter și un afi de 60.185 de metri pătrați, iar cea construită de 7.400 metri pătrați. În apropierea construcției, municipalitatea va amenaja spații verzi pe aproximativ 8.700 de metri pătrați și locuri de parcare pentru 620 de autoturisme. Anul 2022 pare că va aduce multe evenimente la Constanța.